E o mare nedreptate ce se întâmplă. Nu am luat niciodată dopaj și nu m-am dopat absolut niciodată. Toate analizele mele de sânge au fost negative și nu s-a găsit absolut niciodată substanțe interzise. La urină, doar pe data de 29, când a ieșit o cantitate infimă de roxaduxat, și aceasta a fost totul. Să ne înțelegem, am fost și voi fi în continuare fanul Simonei Halep. Toți greșim, dar cred că decizia este corectă. Părerea mea este că acea substanță nu putea ajunge în corpul ei fără ca aceasta să nu știe și nu cred nici în varianta avocaților Simonei cu suplimentele alimentare contaminate cu roxadustat. Un medicament folosit pentru anemie și care stimulează glandele suprarenale pentru o mai bună oxigenare a sângelui, ajutând un sportiv să se refacă mai repede după un efort intens. Care ar fi fost șansele ca un supliment alimentar să fie contaminat exact cu o substanță care ar fi ajutat-o pe Simone să joace mai bine? Faptul că nu a vrut să-și recunoască fapta a făcut ca suspendarea să fie pe o perioadă atât de mare, practic cariera dânsei încheiindu-se aici. Este unul dintre cei mai buni sportivi ai lumii, dar din păcate a ales să iasă pe ușa din spate.